Nu de puține ori, polițiștii făgărășeni se confruntă cu spargeri de autoturisme. În acest sens, oamenii legii au mai multe recomandări pentru făgărășeni pentru a nu ajunge victimele acestor infractori. Polițiștii vă recomandă că atunci când coborâți din mașină să nu uitați în interior bunurile personale care i-ar putea tenta pe hoți și să acționați sistemul de închidere a ușilor. În plus, vă este recomandat să montați sisteme de alarmă și antifurt la portiere, roți și porbagaj. De asemenea, e bine să parcați autoturismul în locuri special amenajate, iluminate pe timpul nopții și eventual supravegheate. În cazul în care constatați că s-a comis un furt, sesizați imediat poliția fără a distruge posibilele urme răsate de infractori. Tentația hoților sunt bunurile lăsate la vedere în autoturisme, cum ar fi poșete, radio CD-uri, GPS-uri și altele. Verificați porterile, activați sistemul de alarmă, scoateți o piesă de instalație din aprinderea mașinii la parcarea pe timpul nopții, putând preveni furturile de auto. Nu lăsați în autoturism persoane pe care nu le cunoașteți când părăsiți autoturismul. Nu lăsați la vedere în interiorul mașinii bunuri valori sau înscrisuri. Nu țineți în autoturism actele de identitate, permisul de conducere și actele autoturismului. Și componentele auto sunt în atenția hoților. Aceștia au sustras roți de autoturisme și capace, acumulatori, oglinzi, ștergătoare de parbriz. În unele cazuri a dispărut chiar și combustibilul din rezervorul mașinii. De regulă, infractorii acționează fie prin spargerea geamului, forțarea portierei, folosirea de chei potrivite, smulgerea sau demontarea de componente auto.